Domnule președinte, spuneți-ne, vă rog, care e poziția conducerii raionului și a dumneavoastră personal față de decretul președintelui interimar Ghimbu de a declara 28 iunie. Conducerea raionului, să spun opinia în întregime, nu am cum, fiindcă nu am discutat împreună cu colegii de fracțiune sau cu vicepreședinții. Decretul președintelui este decret și el trebuie să fie executat, fiindcă oricare președinte este suveran în acțiunile sale și are dreptul să emită decretele conform Constituției. Dacă e vorba de părerea mea față de aceste evenimente, eu am executat deja ceea ce este din partea decretului, deci sunt drapelele în bernă, în fața Consiliului și cele care sunt în raion. Iar ce ține de 28 iunie, eu cred că este o chestie care noi trebuie să o recunoaștem și trebuie să o cunoască și generațiile viitoare, fiindcă așa a fost. Istoria nu poate fi schimbată. 28 iunie a existat. De altfel, trebuie să spunem că nu am avut niciun Eminescu, nu am avut, nu a fost nici 9 mai, nu a fost nici 22 iunie, sau poate nici naștere și nici învierea Domnului nu a fost. Deci e o chestie care trebuie să o înțelegem cu toții. A fost 28 iunie, înseamnă că data respectivă trebuie să fie perceput așa în forma cum a fost. Deci am fost în componența statului român, suntem români, suntem un neam și cred că astăzi, dacă am fi fost în componența statului român, eram deja în Uniunea Europeană, așa nu se știe pe viitor când ne așteaptă acest lucru, cu toate strădanile pe care le are actuala guvernare. Dar istoria ne va judeca, în primul rând, e evident că în orice împrejurare deci, se educă omul și atunci când am fost de ani de zile, cetățenii noștri nu au conștientizat faptul că suntem ce merităm să fim români. Iată, astăzi deja avem această situație care este între aceste două. Considerați dumneavoastră că acest eveniment va diviza societatea în două părți, va polariza și mai mult societatea? Dar de ce trebuie să divizeze societatea în două părți? Păi așa au declarat câțiva lideri ai Alianței pentru a se împotrivi lui Dima. Dar nu are cum să divizeze societatea în două părți. Și dacă vorbim de divizarea societății în două părți, acest lucru deja este înfăptuit, e de mult. Fiindcă acele acțiuni care au fost întreprinse pe parcursul ultimilor ani de zile și mai ales 8 ani de zile de fosta guvernare, societatea deja este divizată. Ce să vorbim noi că nu a fost divizată societatea până acum și spunem că va fi divizată încât să mai divizăm deja, pentru că am avut și două sindicate, două uniuni a scriitorilor, două uniuni a cineaștilor, câte două de toate. Deci nu a fost divizată? Credeți că ar trebui să ne fie frică de vreo reacție a Rusiei în cazul dat? Dar de ce trebuie să ne temem de o reacție a Rusiei? Ce Rusia nu a avut reacție până acum? Toate acțiunile pe care le-au întreprins până în prezent, toate embargourile care au fost impuse Republicii Moldova pentru produsele agricole și mai ales vinicole, nu a fost o reacție. Ce mai pot să mai facă suplimentar? Lucrurile deja sunt stabilite de mult. Jocul politic e deja aranjat. Nu cred că va fi o reacție și mai dură. În primul rând, suntem în centrul Europei și în spatele nostru este nu numai o comunitate europeană, dar și o comunitate internațională. Probabil că n-ar trebui să ne fie frică. O acțiune mai promptă ne-ar face și pe noi mai vizibili în fața întregii omeniri.